De la începutul lunii octombrie, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj a desfășurat acțiuni de verificare a respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la comercializarea pieselor auto, acțiuni desfășurate ca urmare a planului propriu de control aferent lunii octombrie 2012. Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate un număr de 21 amenzi contravenționale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 40.750 lei. Abateri de la informarea consumatorilor s-au constatat la produse ca pompe de alimentare, filtre de ulei, plăcuțe de frână, cabluri de ambreiaj și accelerație, rulmenți, bujii, injectoare, filtre, bloc lumini și rotor. Pot să menționez ca și abateri lipsa elementelor de identificare și caracterizare care trebuie înscrise în mod obligatoriu pe ambalaj sau pe etichetă, cum ar fi lipsa informațiilor despre caracteristicile tehnice ale produsului, traducerea în limba română a elementelor de informare, elementele referitoare la durata medie de utilizare sau eventualele riscuri previzibile la utilizare. Verificările vor continua și în perioada următoare.